prima reacție a Andei Adam, după scandalul de la Poiana Brașov. Artista ar fi fost implicată într-o altercație. Avem prima reacție a Andei Adam, după scandalul uriaș de la Poiana Brașov. Vedeta a făcut primele declarații despre incident. Ar fi fost implicată într-o altercație. Anda Adam face și primele declarații despre incidentul de la Poiana Brașov, acolo unde ea și o altă turistă cazată la hotelul unde era și vedete s-ar fi luat la bătaie. Contactată de către reporteri, Anda Adam ne-a spus că în momentul de față se află cu poliția și că va da mai multe detalii despre tot ce s-a întâmplat imediat după. Acum sunt cu poliția și dau declarații. Revin după aceea, ne-a spus Anda Adam în exclusivitate din imaginile surprise se pare că artista ar fi fost implicată într-un scandal uriaș, iar la fața locului a fost nevoită urgență de poliție pentru a calma spiritele. Situația ar fi degenerat din cauza copiilor, din primele informații pe care le-am obținut. Potrivit surselor noastre, Anda Adam s-ar fi ales cu mai multe zgrieturi pe fața în urma conflictului dintre ea și o altă turistă. Vedeta se afla la munte într-un hotel de lux alături de logodnicul său, dar și de fetița ei.